În structurile de primire turistică din județul Suceava au fost cazate 40.000 de persoane în luna decembrie 2022, se arată în buletinul statistic lunar al Direcției Județene de Statistică Suceava. Potrivit sursei, numărul acestora fiind mai mare cu 25,7% față de luna noiembrie. Pe de altă parte, în comparație cu aceeași lună din anul 2021, grav afectată de pandemia de COVID-19, numărul sosirilor a crescut cu 29,7%. Potrivit buletinului statistic lunar al Direcției Județene de Statistică Suceava, 48,9% dintre vizitatori au preferat să fie cazați în hoteluri, 19,3% în pensiuni agroturistice, 18,8% în pensiuni turistice urbane și 13% în celelalte tipuri de structuri de primire turistică respectiv în moteluri, vile turistice și hosteluri. Pe zone turistice, cel mai mare număr de sosiri s-a înregistrat în structurile din zona montană, 47,7%, acestea fiind urmate de cele din municipiul Suceava, 26%, din alte localități și trasee turistice, 16,5%, și cele din zona stațiunii balneare Vatradornei, 9,8%. În ceea ce privește categoriile de clasificare, 46,6% din turiștii sosiți au optat pentru structurile de primire de 3 stele, 41,4% pentru unitățile de cazare de 4 stele, 10% pentru cele de 2 stele. Conform buletinului statistic lunar al Direcției Județene de Statistică Suceava, 91,2% dintre turiști au fost români, 8,8% fiind turiști străini. În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, în structurile de primire turistică din județ au fost înregistrate 462.020 de sosiri cu 17 10,1% mai multe față de același interval al anului precedent. În luna decembrie 2022, în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din județul Suceava, au fost înregistrate 88.492 în noptări, mai multe cu 28,1% față de luna noiembrie 2022. Comparativ cu luna decembrie 2021, numărul înnoptărilor a crescut cu 37,3%.